Cumpără sunt și NFC25 de pe Eosemobile folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 16 din Carea noastră frumoasă cu Barcelona. Din episodul anterior țineți minte că am trecut de perioada de mercato din vară și am început practic sezonul cu numărul 2, ultimul sezon. Din păcate știm că am pierdut acolo versus cei la Real Madrid, asta este. Însă în continuare, după cum vedeți, suntem pe locul 1 și trebuie să ne menținem locul acesta. Așa că în acest videoclip o să continuăm aventura noastră în La Liga. Așa că dacă vă place și apreciați ce fac, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem foarte, foarte multe like-uri câte putem noi acolo și desigur să verificați și link-urile din descriere. Acestea fiind spuse, haideți să avansăm aici în La Liga, pentru că trebuie să avansăm vreo 12 zile, cam mult, și vedem că avem acest match destul de interesant versus cei de la Real Betis. În acest episod, după cum am zis și în thumbnail, probabil o să se dea balonul de aur și o să vedem dacă reușim noi să câștigăm. Dacă nu, asta este. Eu zic că dacă ar fi să câștigem un jucător de al nostru, clar ar trebui să fie Gyökeres. Clar, e efectiv clar. Ați văzut și voi ce a făcut acolo versus City în Champions League și e minune cu el. Nu doar în această carieră foarte frumoasă, Gyökeres de bun și în realitate la fel. Și poate cine știe, poate în realitate se duce la Barcelona. Chiar ar fi foarte, foarte interesant. De asemenea, am văzut târziu că portarul nostru nu este așa de bun, dar totuși nu am avut nevoie niciodată de Peña, absolut niciodată, pentru că Ter Stegen mereu a fost în formă și cred că așa o să fie și în acest sezon. E bine, acest match versus cei de la Real Betis o să vreau să-l joc desigur, este un match interesant, chiar dacă vedem că este pe locul 19 sau 18 parcă era. Echipa noastră arată foarte pregătită și odihnită, deci nu ar trebui să avem absolut nicio problemă. O să vreau totuși să joc cu echipa aceasta, nu vreau să scot pe nimeni, pentru că dacă scot poate să supără cineva, așa că intrăm cu echipa asta în match și haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și în ce match-ul, haideți să vedem că reușim să câștigăm primul nostru match din acest episod. Nico Williams, foarte bine aici, Nico Williams, un șut interesant și reușește să marcheze. What? Ce șut incredibil! Eu l-am văzut cu ochii mei, foarte, foarte lent șutul, dar aparent a fost perfect plasat, nicio șansă n-a avut portarul. Wow, wow, ce gol interesant! Revedem faza, foarte bine aici s-a dus Nico Williams și a șutat cu stângul piciorul lui Slab, dar uitați-vă cât de bine a fost plasat balonul. Chiar dacă a fost oarecum ușor dat, nu a avut viteză foarte mare, totuși a fost plasat foarte, foarte bine. Ce fault, ce fault, what? Nu! Este accidentat Nico Williams, sper să nu fie cea grav. Îi dăm iar piciorul lui aici, să dacă reușește, șutul este bun, însă data asta apără. Sper să nu fie ceva grav la Nico Williams. Bine aici la Frankie de Jong, are spațiu, se poate șuta și nu reușește, apără portarul. Bine aici, dacă reușim din prima centrare, este o poartă! Ce interesat acolo, însă, din păcate, este bară. Azi e bun aici, Gyökeres, dacă reușește centrarea, reușește și acum, haide, haide să scu! Nu, din păcate, apără portarul. Face și se schimbări, o să iasă aici Balde, o să intre Rațiu, vreau să intre și Messi în locul lui Lamine Yamal, o să intre și Gavi și cam atât. Bine aici Messi, Messi la balon, Messi la balon șutează, însă apără portarul, bă. Bine aici Messi, centrarea foarte bună la Gyökeres și acum Gyökeres, haide mă, dacă era pe poartă, dacă era pe poartă. Totuși foarte interesant aici centrarea, dar finalizarea, da. Bine aici pasa directă și acum Sesco, ai mă, pe bune, pe bune, bă, cât de aproape. Bine aici, bine aici Andrei Rațiu. Oh, what, este penalty? Și am zis, bine, este penalty, pe bune Andrei Rațiu, pe bune, hai mă. I-am văzut că ne merge mingea, uitați-vă. Mingea direct, n-are nicio șansă, ai mă, pe bune. Wow, și este doar 1-0, hai să vedem, merge pe dreapta și nu, what, m-am dus pe dreapta, hai mă, pe bune. Bă, Andrei Rațiu, bă. Ultima pasă de meci, hai Messi, du-te. Vreau pasa aia bună, centrarea aia bună. Haide, Sesco, pasă dacă este bună. Gyökeres, nu, hai mă, pe bune, mă. Cât de aproape, ultima fază, nu reușim, facem egal, bă, pierdem, adică nu pierdem, facem egal. Versus cei de la Real Betis, din păcate, asta este. E bine, asta este până la urmă, dar din acel egal mergem direct la acest match în UEFA Champions League, un match foarte ușor, așa ar trebui să fie. Totuși, nu o să ne folosim echipa mai slabă, poate o să scoatem Paraujo pentru că pare obosit. Și o să-l băgăm aici pe Cubarsi, însă o să ne folosim de echipa principală, să zic așa, pentru că este un match în Champions League și chiar avem nevoie. Așa că intrăm la acest match cu această echipă versus Dinamo Kiev, dacă nu mă înșel, spuneți-mi în
secțiunea comentarii dacă mă înșel, așa că haideți să intrăm în meci. E bine, și începe meciul, începe primul nostru meci în acest episod în Champions League, așa că haideți să reușim să-l câștigăm. Bine aici, Pedri, pasta bună la Gyökeres, acum centrarea dacă este bună la Sesco și acum Sesco din prima, hai mă, pe bune mă, Sesco mă, ce zice shooting-ul ăla? Faze bună aici, se duce acest jucător, nu puteți să-l oprim, pasta nu pot să cred, este bună, însă bine acolo, Ter Stegen mă, bine mă, Ter Stegen mă. Bine aici, dacă reușim pasa la Miamal, la Miamal trece foarte bine și acum șutul, dacă este bun, este bun, este blocat. Bine aici, pasa la Miamal, la Miamal șutează, bine acolo la Miamal, bine, haide că este bine până la urmă, facem 1-0 în acest match, care ar trebui să fie destul de ușor, dar aparent ne pune ceva dificultăți. Revedem faza, pasa bună de la Nico Williams, de la Miamal și la Miamal cu stângul, șutează foarte, foarte puternic, direct în plasa adversarilor. Bine aici, pasa direct la Sesco, haide, pasă bă la Gyökeres, acum Gyökeres, bă, Gyökeres, bă, ce faci, bă? Centrarea dacă este bună, Gyökeres, pasă bună la Nico Williams, nu reușește, bă, din păcate. Bine aici, Nico Williams, centrarea dacă este bună, este bună, și acum Sesco, nu pot să cred ce apără portarul, însă, da, ok. Era offside oricum, a, de fapt, nu era chiar așa de mare. Bine aici, haide, dacă se poate, nu reușim, bă, din păcate. Nico Williams, caze bună aici pentru ei, o caze foarte bună, dar, bă, haide, bine acolo trește gână. Bine aici, dacă este bună, pasa este bună și Sesco, nu poți să bine acolo, mă, dacă nu intra, deci dacă nu intra asta, era cea mai mare ratare a lui Sesco de când avea la Barcelona, însă până urmă reușește să marcheze, face 2-0 în acest match, fix la final de match. Revedem faza foarte bună, pasa de la Nico Williams la Sesco și Sesco aici nu reușește, dar până la urmă te va preușește pentru că sare mingea din portar direct în poartă. E bine și nu mai obține nimic, se termină meciul, reușim să câștigăm, reușim să obținem 3 puncte în UEFA Champions League, ceea ce este foarte, foarte important pentru noi și mergem mai departe. E bine, următorul meci este un meci destul de ușor versus cei la Getafe. Și acest meci, să fiu sincer, haideți să-l simulăm, nu pare un meci foarte, foarte interesant. Și oricum echipa trebuie odihnit, așa că o să fac aici niște mici schimbări la echipă ca să intre jucătorii mai odihniți. Dăm simulare la meci și haideți să vedem dacă reușim să câștigăm. Și se pare că haide, reușim să-i batem cu 1-0, din păcate nu foarte mult, dar totuși marchează aici Gyökeres în minutul 82. E bine, și acum vedem cine poate să câștige aici balonul de aur și se pare că poate sigur Gyökeres, Nico Williams aparent, ok, Haaland sau Vini. Să fiu sincer, clar ar trebui să fie Gyökeres. Eu zic că clar ar trebui să fie el. Însă înainte să vedem cine câștigă până la urmă balonul de aur, haideți să simulăm și acest match destul de ușor. Dăm direct quick sim și așa că reușim să câștigăm și se pare că reușim să câștigăm. Marchează Sesco, Nico Williams și Gyökeres. Și acum la gala balonul de aur, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur. Îl vedem acolo pe Gyökeres și se pare că reușește să câștige până la urmă Victor Gyökeres balonul de aur. Foarte, foarte bine. Chiar merita. Clar a fost cea mai bun jucător din 2024-2025, iar un jucător foarte, foarte bun. Victor Gyökeres până la urmă câștigă și el balonul de aur. Iar următorul meci vedem că este în Champions League versus cei de la Bergamo Calcio, un meci destul de ușor, așa ar trebui, ce puțin. Echipa arată foarte, foarte bine la mine, mai vedem că a crescut până la 88 overall, foarte bine acolo. Nico până la 89, l-a jucat în acest match Paraujo, chiar dacă este puțin obosit, și o să-l băg mână la pauză, probabil pe cu Barsi. În rest, cam așa va rămâne echipa. E bine, și haide să intrăm la doilea meci din Champions League în acest episod și să vedem ce reușim să facem. Întrerup acest video, Clichmaker, pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atolls, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți asemenea crea și un cont și vedeți că au destul de multe reduceri, iar la customizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l customizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți desigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul Ariel pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul în descriere și părați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. Și iată că meciul începe, altfel că reușim să câștigăm și acest meci. Azi e bună pentru Bergamo Calcio, însă bine acolo Araujo. Încă o ocazie pentru e bună, însă bine aici Marquinhos și data asta. Pasa bună la Miamal, dacă reușește pasa la Sesco și acum Sesco se poate duce centrarea dacă este bună, este oarecum. Oh, bine acolo și acum la Miamal, nu reușește din păcate. Totuși Gyökeres aici la minge, să vedem șutul lui Sesco dacă este bun, din păcate nu, apără portarul.
Asta e bună pentru ei, spuneam că reușim să ne apărăm, nu, nu, șut este bun, nu, pot să cred, Nicola Jackson marchează, ai mă, pe bune, mă, face 1-0 Bergamo Calcio, da, asta este, n-am reușit să ne apărăm, efectiv, nu știu ce s-a întâmplat, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Revedem faza, apare nu puteți să ne primim aici pe acești jucători din păcate, iar pasta este foarte bună și Nicolas Jackson șutează din prima și marchează. La Miamal acum la balon se duce foarte bine, continuă foarte bine, pasta dacă este bună, este bună și Gyökeres marchează, face 1-1 în acest match. Bine mă Gyökeres, asta zic. Revedem faza, foarte bine aici la Miamal a reușit să scape până la urmă, iar pasta este foarte, foarte bună, direct de la Gyökeres, care Gyökeres de un tap-in foarte ușor. Un șut interesant, însă prinde aici foarte ușor Ter Stegen și se termine și repriza totodată. Pasa este bună la Sescu, Sescu continuă foarte bine, pasa că este bună în continuare la Gyökeres și acum Gyökeres șutează însă peste poartă, haide mă Gyökeres mă. Facem și o schimbare, o scoatem pe Araujo chiar dacă este destul de bun și îl băgăm pe Cubarsi în locul lui și o să intre și Messi în locul lui la Miamal. E aici pasa la Gyökeres, dar este foarte bună și aici la Sescu, Sescu care trece destul de bine, Sescu haide, haide șutul, din păcate este apărat bă. Bine aici Nico Williams, Nico Williams, bine Nico Williams, mă, bine mă, asta zic mă, incredibil, ce finesha de la un Nico Williams, a rupt bara, efectiv a rupt bara, incredibil. Vreau să revăd faza neapărat, deci neapărat, revedem faza uitmitoare a șutului lui Nico Williams, uitați pe ce efect a prins și ce transversală gol a reușit să dea, incredibil, Nico Williams, mă, n-ai ce se zice, Nico Williams. Faza bună și pentru ei, însă este pe lângă poartă. Bine aici Pedri, pasa bună la Messi, Messi continuă foarte bine, se poate duce, continuă Messi, Messi, șut-șutul este peste poartă, bă. Bine aici ultima pasă a lui Messi, 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 pasa este foarte bună la Gyökeres și acum Gyökeres șutează și reușește să marcheze, Gyökeres face 3-1 în acest match, mă, îi spargem oarecum pe cei de la Bergamo Calcio. E bine și se termină meciul, reușim să câștigăm, desigur, un match la început destul de greu, mai ales că am început cu 1-0, însă până la urmă am reușit să câștigăm, asta contează. Trecem și la următorul match care este versus cei de la Valencia și vedem că sunt pe locul 3, foarte, foarte interesant, câte puncte au? 26 de puncte, incredibil, 26 de puncte în 12 meciuri, mai mult decât Real Madrid. Interesant, foarte interesant, o să jucăm categoric acest match, iar în acest match presupun că o să păstrăm așa echipa, cât timp primul 11 este în formă, nu are sens să îi folosim pe cedea pe banca de rezerve, atât că poate ar fi indicat să scoatem Araujo, dar este un match destul de important, așa că o să-l păstrăm și o să intrăm așa în match. E bine, și începe și match-ul acesta versus și la Valencia, o echipă aparent destul de grea, spunea că reușim să câștigăm acest match. Azi e bună pentru ei, însă reușim să ne apărăm. Un șut interesant aici, însă până la urmă apără Ter Stegen. Foarte bună combinație totuși. Oh, ce pasă greșim aici, însă reușim să ne apărăm. Haide. Nu! Bine, bine acolo Marquinhos. Bine aici Nico Williams, Nico Williams se duce foarte bine, poate continua. Nico Williams, șut este bun, însă apără portarul. Nu pot să cred, mă, un nou marchează pentru ei, bă, da, chiar au un atac foarte, foarte bun și au un pressing foarte, foarte mare, pentru că acolo am pierdut mingea și așa au reușit de acolo. Asta este până la urmă. Poate reușim să întoarcem. Revenem faza, pierdem mingea acolo, nu reușim să o luăm înapoi, iar aici am un șut destul de simplu, da, pe care Ter Stegen nu reușește să-l apere. Foarte bine aici Nico Williams, Nico Williams, dacă reușește, nu reușește, bă, să găsească acel spațiu mic ca să șuteze. Bine aici Gyökeres, du-te Gyökeres, haide Gyökeres, du-te, centrarea dacă este bună, este bună, nu reușește, bă, din păcate. Totuși aici Sescu, nu reușește nici Sescu. Bine aici Gyökeres, pasa este bună la Nico, haide Nico, nu pot să cred, la Miamal, bine acolo, la Miamal, asta zic, mă, bine, mă, rebounds este alături de noi, asta este. Până la urmă, nu reușim nici șutul lui Nico Williams, dar până la urmă ajunge mingea la Miamal. Revedem faza, foarte bine aici s-a dus Nico Williams, din păcate nu reușește, însă rebounds este perfect pentru la Miamal. Facem 1-1 în acest match, chiar foarte greu, surprinzător de greu. Bine aici Sescu, centrarea dacă este bună, este bună. Haide Gyökeres, trebuie să-mi scrii. Bine Gyökeres, mă, asta zic, mă, instant după ce marcăm primul gol, marcăm și al doilea foc, mă, asta zic. Centrarea foarte bună de la Sescu, chiar foarte bună. Revedem centrarea lui Sescu și șutul lui Gyökeres, combinația lor foarte, foarte bună, chiar sunt foarte bun împreună. Face și se schimbă, o să intre aici Fati, presupun pe dreapta, pentru că Messi este cam obosit. O să vreau să intre și Garcia, sper să nu ne încurce, chiar sper, pentru că au un atac foarte, foarte rapid și Garcia nu prea le are cu viteza. O să intre și Gavi în locul lui De Jong. De asemenea, haide să-l băgăm și pe Dani Olmo în locul lui Pedri, chiar dacă Pedri este foarte, foarte bun.
Vine aici combinația Sesco. Sesco nu reușește, însă ce bună combinație între Gyökeres și Lamine Yamal. Vine aici Dani Olmo, ce trare bună. Gyökeres nu reușește, mă, din păcate, apără portarul. Oh, nu. Oh, nu. Nu. Bine acolo, bine acolo, trește că mă greșeala lui Garcia, pentru că nu este rapid. Eram sigur, trebuie să am foarte mare grijă. Oh, fault. Da, clar fault. Până că este un cartonaș. Bă, ăsta e Florinel Coman? Cred că este Florinel Coman. Seamănă foarte, foarte mult. Ok, aparent Florinel Coman joacă la Valencia. E foarte, foarte interesant. E bine, și se termină meciul, reușim până la urmă să câștigăm acest meci chiar foarte greu cu 2-1 versus cel la Valencia. Golurile foarte interesante, unul al lui Gyökeres și unul al lui Lamine Yamal, cred că, din rebounds, da, acela e. E bine, următorul meci este destul de departe versus această echipă care habar n-am cum se numește, chiar nu știu cum se numește. Totuși o să vreau să simulăm acest meci și pare un meci Oviedo, ok. Pare un meci ușor, ei sunt pe locul 19, deci ar trebui să fie foarte ușor pentru Barcelona, o să intrăm direct cu primul 11, ce nu. Îi dăm quick sim și hai să vedem, 5-2 reușim să-i batem. Marchează Nico Williams, Gyökeres, Lamine Yamal de două ori și odată Pedri. E bine, și următorul meci este în Champions League versus cei de la RB Leipzig, însă acest meci o să vreau să jucăm în episodul următor. Eu zic că ne-a descurcat destul de bine în acest episod, am câștigat și balonul de aur, deci este super, super tare. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât de multe like-uri, să verificați de ce nu și link-urile din descriere, să vă abonați în caz că n-ați prejat, să activați și clopoțelul, a fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!